România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Robor, temutul robor de atât de mulți români a ajuns la cea mai mare valoare, cred, din ultimii 9 ani. De fapt, ce se întâmplă zilele astea e un paradox pe piața caselor din România. Din cauza inflației, tot ce înseamnă casă nouă în construcție sau la final se scumpește și se scumpește enorm de mult. Înainte de război, erau analiști care spuneau că la finalul anului ar trebui să găsim o diferență de 25% între prețul actual al caselor și cel viitor. 25%. Asta era înainte de război. Însă acum a venit războiul și o reacție firească, deja constatată de unii agenți imobiliari, este că lumea se uită mai puțin la case. Și așa e și firesc să fie, pentru că nu-ți cumperi casă când e război. Asta zice înțelepciunea minimă în condițiile astea. Și atunci, deși economic casele au un preț care ar trebui să crească din cauza diverselor situații internaționale, din punct de vedere politic și umanitar ele ar trebui să scadă. E un punct de cotitură în momentul ăsta. Cum îl interpretăm? Unde ne ducem și ce calcule ne facem fiecare dintre noi? Fiind o țară de proprietari, dar fiind și o țară în care construcțiile sunt un motor de dezvoltare. Foarte mulți români vor să-și facă credite, foarte mulți vor să facă case și aici este neînțelegerea pe mai departe. De asta l-am chemat pe Iancu Guda, pe care îl vedeți zilnic la Digi24. Salutare, Iancu. Salut, Guda. Cătălin și celor care ne urmăresc. Mulțumesc pentru invitație. Imediat trecem la întrebări, lansez și întrebările către voi și deschidem dezbaterea. Știți micul obicei pe care l-am făcut aici, de câte ori ne pășește cineva în studio, trebuie să știți cu cine vorbiți. Iancu Guda a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori de la ASE, așa e, are un nume foarte lung. În 2016 a făcut și cursurile EMBA de la Sheffield University, fiind câștigătorul unei singure burse acordate la nivel național. De la vârsta de 20 de ani, fiți atenți, în 2005 lucrează la Coface România, una dintre cele mai importante companii la nivel global în managementul riscului de credit, unde a ocupat mai multe funcții. Din 2013 predă cursuri de analiză financiară și finanțe corporative în calitate de lector asociat la Institutul Bancar Român pentru studenții de la ASE București, UTM București și Sheffield MBA. Din 2017 este autorizat de către ASF pentru poziția de administrator independent în Consiliul de Administrație al BRD Asset Management și din 2012 este membru al Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România. Este evident realizatorul emisiunii Bani în Mișcare de la Digi24. Acesta e CV-ul omului, ca să știți exact de ce vin oamenii în studio la noi. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu. Să trecem la discuție cu Iancu Guda, imediat întrebările pentru public. Robor, cel mai mare nivel, explică-ne un pic de ce a ajuns la nivelul ăsta înainte de a ști cum va evolua mai departe, pentru că mulți oameni și colegii mei mi-au spus aici, băi, ne-au crescut ratele cu 250 de lei. Așa este, Cătălin, ai dreptate, este la maximul ultimului deceniu robor, maturitate 3 luni. Cauza este inflația. Dacă vă uitați la evoluția inflației pe ultimul deceniu și robor, maturitate 3 luni, o să vedeți că cele două merg în aproape majoritatea momentelor împreună. Motivul este simplu, robor 3 luni reprezintă dobânda medie la care băncile se împrumută între ele pe acest orizont. Evident că atunci când costul banilor, când erodarea banilor este mare din cauza inflației și costul banilor crește. IRCC este dobânda la care efectiv există lichiditate tranzacționată, deci se fac tranzacțiile, nu se estimează că se fac tranzacțiile cu livrare la 3 luni a banilor și aceasta va urma aceeași evoluție cu un decalaj de 6 luni, pentru că așa este metodica de calcul a indicului IRCC. Majoritatea românilor au credite cu dobândă calculată din indice, adică robor sau IRCC, plus o marjă. Și creșterea acestora duce inevitabil la scumpirea ratelor lunare. Am făcut o estimare, un calcul pentru un credit ipotecar luat în ultimii 3 ani.
cam în prima zecime a duratei de rambursare, deci 3 ani din 30 de ani. Dacă, de exemplu, pentru un credit ipotecar principal contractat de 80.000 de euro, deci undeva la 400.000 de lei, anul trecut se plătea o rată lunară cam de 2.000 de lei, anul acesta rata se duce undeva la 2.700 de lei pe medie. Eu anticipez deja și evoluția ROBOR 3 luni pentru semestrul 2. Deci, acum așa, este la cam 30%, deci 2.600 de lei. Dar cred că se va duce spre 2.700-2.750. Deci la următorul calcul, 2.750, mă rog, pentru cine e în zona asta, dar mai pune încă 100 de lei la suma asta ca să... La o simplă căutare pe Google explic concret, n-aș vrea să intrăm în formule, da, e mai greu la radio, la televizor explic acolo cum se calculează, dar cred că și aici poate fi destul de simplu de înțeles. Oricine își poate calcula cât va fi rata lunară anul acesta folosind următoarea formulă. Deschizi în Excel, bine cunoscută aplicație, folosești formula PMT, acronimul de la Payment, și ai trei variabile. Deschizi paranteză și ai așa. Dobânda anuală efectivă, împărțit la 12 luni, și vei folosi dobânda anuală de anul trecut plus 3 puncte procentuale, atât va fi mai mult în medie anul acesta decât anul trecut. Apoi, numărul de luni rămase până la maturitatea creditului, apoi valoarea principală de contract rămasă de plătit. Te uiți în graficul de rambursare, vezi la sfârșitul lunii martie, de exemplu, cât mai de plătit creditul. Și închizi paranteza, dai enter, o să vezi noua rată lunară. Și mai simplu, te duci la bancă și spui, domne, aș vrea să văd cât va fi rata mea lunară în semestrul 2. Știu deja. Pe câteva scenarii. Nu deja au niște acum, scenarii. Dar da, pentru viitor okay, se poate vedea cu o simulare la bancă. Dar am zis să înțeleagă lumea și cum și poate să-și okay, calculeze singur. Ian Cuguda, da, de fapt așa, uitându-ne în viitor, până unde o să se ducă, domnule Valores? Cât poate să mai crească? Adică în când vorbești normal de 2750 de lei... Care spui tu, pentru un credit e o rată dureroasă. Este. Pentru cineva care s-a îndatorat până la 40%, gândiți-vă și a folosit întregul plafon, gândiți-vă că această creștere duce gradul de îndatorare al familiei la 52%, ceea ce este foarte mult. În mod normal, ROBOR maturitate 3 luni este în vecinătatea inflației. Și dacă ne gândim că inflația este și va rămâne anul acesta în zona a pragului de 10%, ar fi trebuit să vedem un ROBOR chiar de 9%. Dar nu va ajunge acolo, pentru că inflația este determinată cam 75% din cauze non-monetare, adică nu avem un exces de lichiditate atât de mare care să ducă la inflație, vine mai degrabă din creșterea costurilor, în special pe materii prime, utilități și costuri salariale. Deja spirala inflaționistă, adică acea succesiune de creștere salarii, creștere prețuri, creștere salarii, creștere prețuri și tot așa, această spirală s-a declanșat și pentru că 75% din inflație, conform calculelor băncii naționale, nu provine din zona monetară, Banca Națională nu va duce dobânda de politică monetară atât de sus încât ROBOR să ajungă la 9%, dar eu cred că în curând, astăzi m-am uitat, era la 4,6 aproape, de 3 ori mai mare decât martie 2021, cred că pe medie în semestrul 2 va fluctua undeva la 5,5% ROBOR maturitate 3 luni și Banca Națională și... nu va duce dobânda mai mult de probabil 3,5. Și va mai crește către finalul anului? Deci această creștere va mai aduce un punct procentual până la sfârșitul anului față de nivelul actual. Deci ce trebuie să rețineți important din discuția asta este că ratele vor mai crește. Da. Asta este sigur, luați în calcul chestiunea asta. Eu pentru Ian Cuguda mai am întrebări legate de prețul real al caselor, de până unde ar putea să ajungă, că e o scumpire ieșită din comun și o putem explica scumpirea asta, sigur și de impactul războiului, dar e timpul să vă ascultăm și pe voi, că avem timp de toate. Deci, 0372069599, îl repet, 0372069599, pornim așa, de la chestiunea asta, cât de mult v-au crescut ratele la casă, vă permiteți un credit nou, adică vă gândiți astăzi că puteți lua în aceste zile, cine lucrează în domeniu sau cine poate face estimări? Hai, povestiți-ne ce se întâmplă cu prețul caselor, până unde o să duceți. Am auzit, vă povesteam aici, de un apartament în București pe care se cere 6.000 de euro pe metru pătrat
Prieteni, 6.000 de euro pe metru pătrat, sigur, poate o fi lux, poate e la milionari. Și, în fine, este înțelept să cumperi o casă acum, adică e investiția pe care ți-o dorești, pe care ar trebui să o faci, timpurile sunt nesigure. 0372069599. Robert este deja la telefon, salutare, te ascultăm. Salutare, Cătălin, și invitatului dumneavoastră și toți ascultătorilor. Da, eu în momentul de față m-am apucat de casă, este în construcție, deja este la faza de ridicare a zidurilor. Mi-am dorit să-mi construiesc o casă, pentru că dacă e să fac un raport la faptul că plătesc chirie sau rată la bancă, într-adevăr, rata la bancă o să fie puțin mai scumpă față de chiria pe care o plătesc. Dar măcar știu că o să-mi rămână mie la finalul ratelor. Am lucrat și în domeniul imobiliarelor o bună perioadă de timp și ca și agent imobiliar obișnuiam să mă duc pe șantiere, să văd cum funcționează lucrurile, de la materiale de construcții, prețuri, adică să știu când vine clientul de unde pornesc discuția. Într-adevăr, în momentul de față au crescut enorm de mult materialele de construcții. Vreau să precizez faptul că acum o lună jumate, două luni, am început să-mi iau fierul, beton, cărămida și alte materiale necesare, iar în momentul de față au crescut exponențial. Adică, dă-ne în procente așa, că și eu am auzit niște sume. Nu știu să vă dau un procente, vă dau un caz concret. Am luat fierul beton fasonat, adică gata de legat și pus stâlpii sau eu știu cum se pune pe șantier, era 5 lei și 18 bani. Acum este 8 lei 30, 8 lei 50, ceva de genul. Tot de la aceeași firmă de la care am luat fierul beton. Cărămida. Eu am luat-o cu 369 de lei metru cub, acum e 420 un pic, dacă nu mă înșel. Ce buget ți-ai făcut tu pentru momentul în care te-ai apucat de casa asta? Ce buget ți-ai făcut? Având în vedere că este un duplex, am vrut undeva să mă încadrez în 200.000 de euro. Pentru că e destul de mare, are undeva pe la 500 de metri pătrați. Și la cât îți iese în realitate? Păi acum, chiar acum am făcut un calcul cu soția mea. La roșu, adică după ce am pus acoperișul, vreau să ne încadrăm în 100.000, calculele mele mi-au dat undeva pe la 95.000, deci am ieșit chiar cu 5.000 de euro mai ieftin. Ai ieșit mai ieftin? Dole, felicitări pentru perioada asta, înseamnă că ți-ai luat rezervă. Și crezi că o să intri în bugetul ăsta de 200.000? 100.000, pentru că restul ține de finisaje și nu o vreau. Eu nu sunt un om foarte, nu știu, care ține, nu știu cum să vă explic, e adeptul luxului. Vreau să fie frumos, cu gust, asta nu înseamnă că dacă nu fac lucruri, nu cumpăr lucruri scumpe, nu înseamnă că nu sunt durabile și nu arată bine. Banii ăștia de care vorbește, am o curiozitate, sunt împrumutați banii sau iai tu cash? Jumătate i-am avut, jumătate urmează să-mi fac un credit. Aha. Pentru 100.000. Am înțeles. Și la 100.000, pe câți ani faci creditul ăsta? Cum se face? Vreau să-l fac pe termen cât mai lung, să nu am rata foarte mare, dar planul e în 10 ani să-l amortizez. Ok. Scria cineva aici pe Facebook, Iancu, poți interveni când dorești în discuția noastră? Am câteva idei. Așteptam să văd dacă e o întrebare punctuală, pentru că toate mențiunile au fost de bun simț și mă bucur că ați sunat. Robert, dacă nu mă înșel, nu? Da, Robert. Mulțumim, Robert. Și aveam câteva mențiuni. Dacă îmi permiteți, pe scurt, așa, ai dreptate, decât să stai în chirie, mai bine cumperi casă. Mereu am spus și la un moment dat s-a înțeles greșit că am recomandat eu că să stăm în chirie. Am spus că foarte mulți români sunt proprietari de case și asta este o problemă la nivel sistemic. Nu aceasta este dilema chirie sau proprietate personală. Cele trei întrebări care rămân sunt următoarele. Atunci când îmi cumpăr o locuință, o casă, o proprietate în care vreau să locuiesc, ar trebui să mă asigur că nu mă suprandatorez, deci o eventuală rată lunară la bancă să nu depășească 25% din veniturile lunare ale familiei. Al doilea aspect este să-mi cumpăr casa pe care mi-o permit, ceea ce înseamnă că prețul n-ar trebui să depășească
veniturile familiei pe 5 ani, din care scad de 20% dacă o cumpări pe credit. Sunt calcule făcute și explicate în cartea Banii Mișcare, care este logica acestor repere. În esență și pe scurt aici, fără să lungesc paranteza, este că ar trebui să avem o viață echilibrată, să putem și economisi și investi, nu doar să luăm credite și să stăm în casă supraîndatorați. Și al treilea aspect, prețul corect. Care este prețul corect ce reflectă valoarea? Ei, și aici este o întreagă dezbatere, pentru că unii se referă la valoarea de piață, ceea ce reflectă tranzacții similare recente. Aspect de care este interesat vânzătorul. Nu vrea să-și vândă un apartament sau o casă la un preț mai mic decât alta tranzacționată recent. Dar pentru cumpărător, în special, rămâne relevantă și valoarea investițională. Cu alte cuvinte, prețul ar trebui să reflecte chiria pe 15 ani, minus 20%. Deci un apartament care se poate închiria cu 500 de euro ar trebui să fie cumpărat la un preț corect de 72.000 de euro. Chiria pe 15 ani, anual înseamnă 6.000, ori 15 ani, 90, minus 20%. De ce? Deci pentru că 72, aceasta... cine plătește 400-500 de euro chirie, deci are undeva între 65 și 72.000 de euro, cam așa. Logica din spatele acestei formule este următoarea. Având în vedere această, e o clasă de activ, real estate-ul imobiliar, ar trebui să genereze cam un 7,4% randament net, adică chirie minus taxe. Și lumea spune, dar ce mă interesează pe mine? Eu cumpăr să stau cu familia, nu vreau să o ofer spre închiriere. Aceasta nu înseamnă că nu trebuie să fii conștient de valoarea a ceea ce cumperi și să compar cu prețul. Când prețul e mai mare decât valoare, spunem că e supraapreciat. Când e mai mic prețul, e subapreciat. Da, stai că am și este un reper, o secundă să-mi termin ideea, relevant, pentru că altfel nu știm pe ce dăm banii și din acest punct de vedere, dacă cumpărăm la un preț corect o casă pe care ne-o permitem și nu ne supraîndatorăm, e ok să stăm în casa proprietate personală. Așa stau și eu. Dar nu dețin alte case, alte locuințe, alte proprietăți în afară de casa în care locuiesc cu familia, pentru că prefer să-mi folosesc banii într-un portofoliu, să-i investesc într-un portofoliu diversificat de investiții, care realitatea este că îmi generează un randament de cel puțin 10% anual, fără, după ce scade inflația, cu un efort foarte mic. Pentru mine, imobiliarele, la cât de ocupat sunt, profesor universitar, CEO de multinațională, scriu cărți la Digi24 și așa mai departe, n-am timp să mă ocup de chiriaș, să văd unde sunt, ce fac, probleme și așa mai departe. Și în general, deci, cred că este o investiție destul de proastă. Astăzi în România, dacă investești, ce? Randamentul este prea mic relativ la trăsăturile acestui activ, adică ai o concentrare mare, implică să plătești o sumă mare de bani și dacă n-ai banii să iei un credit mare, adică îți limitezi capacitatea de îndatorare adițională în viitor. Doi, nu ai lichiditate, adică dacă vrei să vinzi, nu e ceva ce se poate vinde a doua zi. Trei, nu ai granularitate, adică nu poți să investești 100 de lei pe lună în imobiliare, mă refer la deținerea directă. Sunt alternative, crowdfunding pe imobiliare, REIT-uri sau fonduri de investiții pe imobiliare. Dar stai o secundă, că sunt curios, Robert, cum și-a calculat? Că ai zis că e duplex acolo, Robert, deci tu vrei să vinzi o jumătate de casă. Nu, jumătatea cealaltă de casă o să fie a surorii mele. A, am înțeles, deci sunteți familie. E ok prețul la care a ieșit 200 de mii de euro pe... De ce 400 de euro metru pătrat? Ce suprafață are, Robert? 500, a spus. 500. Da, am ieșit mai mult decât bine. Ce vreau să mai menționez, de ce am optat să îmi construiesc casa și să nu o cumpăr? Pentru că fiind ca agent imobiliar, perioada aceea, ducându-mă pe șantier, am văzut ce se construiește și cum se construiește. Iar ulterior, având prieteni care au cumpărat înainte ca eu să ajung agent, am fost pe la ei să văd ce au cumpărat. Iar ce au cumpărat ei, cu ce li s-a spus, n-a prea bătut. Adică, nu știu, în loc de fier beton de 10, a fost băgat fier beton de 8. Au fost băgate materiale mult mai ieftine și predat ca și cum ar fi fost băgat ceea ce trebuia. Ai promisiunea mea că facem o emisiune despre seriozitate în construcții. Deci o mare promisiune. Nu știu de ce breasla asta acceptă, mulțumesc tare mult, Robert, nu știu de ce breasla asta acceptă să se facă atât de multe, nici nu știu cum să le spun, matrapazlâcuri uneori. Apropo de vânzare, o secundă, Iancu, te întreabă cineva de pe Facebook, că suntem cu emisiunea așa acolo, dacă prețul pe un metru pătrat construit, un apartament, de exemplu,
poate fi egal cu un salariu mediu pe economie. Că știi că așa se cere, 1000 de euro. Vezi că ascultătorul nostru a ieșit cu 400 de euro la construcție, deci mă gândesc că cine lucrează iese chiar mai ieftin, cine lucrează suprafețe mai mari. Dar vânzarea este foarte scumpă, asta zice ascultătoarea noastră. Adică dintre 400 și 1000 de euro la vânzare e un marj mare. E o diferență mare și pentru mine e un indicator care nu are legătură cu valoarea, are legătură cu cât de ușor îți permiți, care este gradul de acces. Deci puterea de cumpărare îți arată, raportând prețul pe metru pătrat la salariul pe metru pătrat, cât de ieftin sau scump este să cumperi, dar aceasta ieftin-scump nu are legătură cu valoarea. Am văzut analize care spun că în România, ca să cumperi un metru pătrat, având în vedere salariul mediu, care este acum undeva la 3.550 de lei, este mult mai ieftin față de 2008 sau mai ieftin decât alte capitale europene. A fi ieftin sau a fi scump nu are legătură cu valoarea. Poate să fie ceva pe care ți-l permiți, dar să fie supraevaluat. Adică eu am un salariu foarte mare, văd un tricou care este la 100 de euro, mi-l permit, dar este un tricou alb pe care văd un logo cu un brand cunoscut. Și scuze-mă, zic, asta înseamnă că la noi casele sunt supraevaluate pentru că ne permitem, pentru că dăm bani pe ele? Adică găsim banii ăștia? Cererea duce la creșterea prețului, la o supraevaluare, iar cererea a fost finanțată în special pe credite. Anul trecut, datele de la BNR ne arată că au fost contactate credite în valoare de 21 de miliarde de lei noi, credite noi pentru imobiliare. Dar, încă o dată, raportul îmi scapă affordability, cât de mult îți permiți și cererea nu au legătură cu valoarea. Valoarea unui activ are legătură cu cât produce. Iar un imobiliar astăzi în România produce o chirie care îți dă un randament de 4,5% la prețul de achiziție. Este foarte mic acest randament. Mai bine investesc în obligațiuni de stat Fidelis, care îmi dau 4,7% randament, am lichiditate, pot să le vând a doua zi, am granularitate, pot să cumpăr 100 de lei obligațiuni și am randament raportat la risc extraordinar de bun și efortul este aproape zero. Reli, salutare, ești la România în direct, mulțumesc pentru răbdare. Bună ziua. Știți cum e emisiunea în 3? E un pic mai dificilă, timpii mai mare de așteptare. De-aia vă și mulțumesc. Bună ziua. Investești când ai ce? Dar să-ți cumperi un apartament, metru pătrat, 2200 de euro, oare în România lucrează numai tiști? În ce localitate? Pentru că ei au dictat în Cluj. În Cluj. Doar ei dictează piața. Știți că nu se găsesc apartamente sub 2200-2400 metru pătrat? Am înțeles, apartamentele noi sau sub materialele, da? Dar apartament vechi, din 1960, să-l vinzi cu 150.000 de euro, 47 de metri pătrați. Mi se pare normal? Doamnă, la Cluj, deci cum aveți 150.000 de euro? 47 de metri pătrați. 47! Este extraordinar de scump și supraevaluat și, stimată doamnă, dacă îmi permiteți, i-am cu Guda o mențiune. Da, bună ziua! Bună ziua! Aici avem o altă problemă de manipulare, pentru că ați atins un punct important și ceilalți și care aveau deja blocurile construite, vin și cu o recomandare la final. Și ceilalți care au blocurile construite deja, înainte de scumpiri, au crescut prețurile pentru că așa merge piața. Și aici este foarte mult oportunism și îl explic în mai puțin de un minut în calcule și apoi vin și cu recomandarea. Am verificat datele financiare pentru toți dezvoltatorii imobiliari, fiind CEO într-o multinațională care are toate, se ocupă cu analiza financiară a companiilor și avem toate datele financiare pentru toate companiile din România. Ca să înțeleagă lumea scalarea, se vinde cu 250 ceva care costă 100. Deci, când o să vedeți în piață un preț de vânzare de 2500 de euro, costul de construcție nu are cum să depășească 1000. Și atunci, exact, din acea 1000, costul strict pentru materii, prime și materiale este 300. Diferența este pământul, oamenii, adică forța de muncă, și furnizori, în special utilități. Și acel component de cost de 300, să zicem că a crescut cu 50% pe medie, înseamnă 150 în plus. Raportat la 2500,
înseamnă 6%, dar un bloc se construiește în 2-3 ani, iar aceste scumpiri de materii prime sunt doar pe un an și atunci înseamnă că, onest, transparent, dacă nu vrem să profităm de această situație, dezvoltatorii ar trebui să crească prețurile cam cu 2-3% prețul final din cauza scumpirii costurilor materiilor prime. Și dacă cineva spune că e nevoie de o scumpire mai mare sau că nu poate să scadă prețul, știți că TVA-ul s-a dus la 5% față de 19% pentru proprietăți cu preț până la 140.000 de euro. Și mai este un prag referitor la suprafață. Și aici vine soluția pe care o propun eu. Nu poți să te lupți cu piața. Dacă masa reprezentată în Cluj de foarte mulți IT-iști cumpără și duc prețul în sus, nu înseamnă că și noi trebuie să facem la fel. Chiar dacă ne dorim să cumpărăm și noi, suntem indirect restricționați sau împinși deoparte, pentru că rămânem raționali, vedem că este supradimensionat prețul, dar pur și simplu să spunem, cumpărăm și noi că asta e, nu este o soluție. Și atunci ce faci? Atunci ce faci? Muți, te duci mai departe? Faci un calcul de diferență dintre preț și valoare. Dacă un apartament... Exact. Și vă spun un calcul simplu. Închirie, că nu ai ce să faci. Exact, vă spun un calcul simplu. Dacă prețul cerut în piață pentru un apartament de două camere de 50 de metri pătrați este 150.000 de euro și tu știi că acel apartament se închiriază cu 500 de euro, deci pe 9 ani ai putea, pe 15 ani ai putea să încasezi 90.000 de euro din chirie, minus 20% pentru taxe, grad de neocupare și mentenanța proprietății, rămâi cu o valoare de 72.000, evident că nu o să plătești un preț de 150.000 pe ceva ce valorează 72.000, pentru că tocmai ce ai dat, cât vine diferența? 78.000 de euro pe ceva ce nu există. Și dacă iei pe credit, în 30 de ani vei rambursa acel credit suplimentar pe o bulă, pe nimic, de 78.000, în 30 de ani dublu, adică 156.000. Și aici închid bucla calculului. Cât îmi ia să stau în chirie un an? Păi la 500 de euro... 6.000. Și atunci îmi asum chirie încă un an, în speranța că piața va deveni rațională. Pentru că este absolut emoțională și irațională acum, din moment ce există oameni care se îndatorează și plătesc aceste prețuri supradimensionate. Și îmi pun întrebarea. Mai stau pe margine un an, stau în chirie, îmi asum acest cost de 6.000 de euro, în speranța că, între timp, prețurile vor reveni la un nivel corect? La Cluj s-ar putea să nu se întâmple asta, dar Eli. Niciodată, asta vreau și eu să vă spun, niciodată nu o să se întâmple la Cluj treaba asta. Eu vă spun situația, am o grămadă de copii în jurul meu, eu sunt așa, trecută un pic din viață, care n-au unde sta. Plătesc chirii 4-500 de lei, plâng. Lucrează de noapte până noapte. Au și câte 2 și 3 joburi ca să poată să-și plătească chiria. Și așa mai departe. Ăia nu o să aibă niciodată casă. Deci nu-l moșteniez pe mătușa Tamara, nu moșteniez pe Moș Crăciun, nu le dă nimeni nimic. Nu-i normal. Deci Clujul nu-i normal să urce atât de tare prețurile la Cluj. Eu cred că piețele pe termen mediu își revin și dacă vorbim punctual de Cluj, nicio piață n-a rămas supraevaluată întotdeauna, deci eu sunt convins că își va reveni și vă spun cum. Fluxul de IT-iști se temperează și sunt centre universitare de IT la Iași, Sibiu, Brașov, Timișoara și mai nou Constanța. Vedem companii care deja se duc cu birouri și în aceste orașe pentru că e o bătălie roșie, sângeroasă pentru angajatorii de IT-iști în Cluj, pentru că sunt cresc salariile. Și atunci, pe fondul temperării a fluxului de IT-iști care vin să lucreze sau absolvenți de IT care rămân să lucreze în Cluj, deci cererea se va tempera, automat și cam oferta se va regla. Un an, doi? Aici sunt aspecte demografice, de sociale, foarte greu de estimat, dar în mod normal... Eu zic că și în condițiile actuale de creșterea dobânzilor, cine a luat un credit de 80.000 de euro, deja anul ăsta plătește o rată cam de 550 de euro. Dar cine a luat un credit de 160.000 de euro? De 100 și. Plătește exact. 1.100 de euro pe lună. Deja 5.500 de lei numai pe rata lunară. Eu cred că lumea în 2-3 ani ar trebui să se normalizeze, dar e foarte greu
să vii să spui care este momentul, pentru că la mijloc sunt foarte mulți factori emoționali, dinamică socială și așa mai departe. Mulțumesc tare mult, Reli. Cu Iancu Guda suntem astăzi, îl cunoașteți de la Digi24, până unde merge prețul caselor, cât vi s-au mărit ratele și ce intenții aveți mai departe din punctul ăsta de vedere. Alexandru, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! În ce situație ești? Te ascultăm. În ce situație ești? Vă salut. Îmi pare bine că v-am prins, mă chinui de câțiva ani de zile să intru în direct la dumneavoastră. Așa. Am foarte mari emoții. Ia-o încet. Da. Vreau să vă spun că am început o casă de regie proprie în anul 2020. La Așa. Sfârșitul anului 2021 aveam o investiție totală la gri, cum se spune, în jur de 25.000 de euro. La o recalculare în acest moment undeva am ieșit la aproape dublu investiția pe care am băgat în acea casă, la o distanță de 70 de km de București, pentru că nu-mi permit lângă București. Ok. Sora mea are o casă luată acum câteva săptămâni, similară aceea suprafață, și a investit în ea în jur de 130.000 de euro. Deci la acest nivel s-a ajuns cu prețurile la casă. Foarte interesant. Aș fi curios, Iancu Guda, aici. Cam ce suprafață aveți în total desfășurată? Amprenta acasă este de 100 de metri pătrați. Uh-huh. Generoasă, este destul de generoasă. Trei camere, baie, bucătărie. Este făcut din cărămidă, poroterm și fier. Mi-au spus că nu se respectă, da, am avut și o anumită situație în care dezvoltatorii nu-și respectă materialele care trebuie băgate în aceste construcții, fierul este mai de o altă dimensiune. Se întâmplă, nu sunt serios. Și sunt curios, aveți și etaj? Nu este okay. Etaj. Deci 100 de metri pătrați și încă o dată costul de construcție final estimat cât credeți că va ajunge? Deci am prins aceste scumpiri acum, dar să știți că mai mult de 35-40 de mii de euro la absolut gata cu tot, cu finisaje, cu tot, deci pe acolo să știți că o să... Deci cam 400 de euro metru pătrat. Pământul euro, este inclus, valoarea terenului? Da, este inclus, că este proprietate personală. Dar dacă nu ar fi fost, cam la cât credeți că l-ați fi achiziționat, orientativ așa, câte metru pătrat? În zona respectivă? Da. Da, nu este foarte mult, să știți, undeva la... poate 10-15 de euro. Deci este cu tot cu teren, poate dacă trebuie amenajat, dacă nu este tasat, pregătit, poate și cu eventuală fundație, mai mult de 500 de euro metru pătrat nu ați fi ajuns. Nu, cumpărând și terenul. Aveți idee cât se cumpără gata făcute în zonă, acolo, metru pătrat? Nu prea se cumpără, pentru că este o provincie, este aproape de Alexandria, la 24 km de Alexandria. Departe, da. Da, este departe, sunt adevăr departe. Eu nu mi-am permis să fac lângă București, am ales și eu casa în care eu am copilărit acolo, deci este legat foarte puternic de ea. Dar să știți că cei din comună, prietenii și cunoștințele, au spus că nu mai vor să construiască nimic, pentru că nu mai au bani la nivelul actual, din cauza materialului de construcție, care sunt foarte scumpe. Asta e o problemă peste tot. Te rog, zi. Da, să vă dau un simplu exemplu. Cheresteaua am achiziționat-o cu 750 de lei, în momentul în care am făcut podul și tot ce a trebuit la casă, iar acum, în acea zonă, cheresteaua este 1900 de lei. Deci, practic, este imposibil ca cineva să mai apuce de casă. Plus și la alte materiale, bineînțeles. Dar gândiți-vă la un lucru, cu excepția terenului mai scump în București, să zicem, un teren bun, cam la 500 de euro metru pătrat, un teren foarte bun în București, costurile cu materiale de construcție, forța de muncă, ar trebui să fie același. Deci gândiți-vă că și în București, o casă nou făcută într-o zonă foarte bună, n-ar trebui să se ducă la un cost de construcție mai mare de 800-900 de euro metru pătrat. Și totuși se vând cu 2500, deși nu sunt pe verticală. Vă dați seama că dumneavoastră aveți o casă. Ia gândiți-vă la un bloc de 10 etaje. Terenul se amortizează pe 10 nivele. De aceea spun că este foarte multă lume care, pe fond emoțional, vrea spațiu mai mult, poate în perioada pandemiei, și dau cât nu face. Adică prețul de vânzare este de 2,5 mai mare decât costul de construcție. Și dumneavoastră ați făcut foarte bine. Vă rog. Da, tocmai de aceea, mă scuzați să vă întrerup, tocmai de aceea am ales și o variantă, pentru că în pandemie am fost foarte mult în zona respectivă, am un serviciu puțin mai flexibil, pot lucra de acolo și, practic, am avut multe beneficii din ea, dar sunt foarte mulți care nu-și permit totuși nici la distanța aceasta de București și nu mai vă spun lângă București. Feedback-ul este că
lumea începe să nu mai vrea să cumpere, țin cât de cât de bani, cei care totuși vor să investească, au poate niște venituri destul de mari, dar și cei care au foarte mari venituri mi-au spus că o să aibă o problemă la un moment dat cu rata, ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme, rata fiind foarte mare, undeva la 4.000-5.000 de lei, se vor bloca la un moment dat. Deci din devalorizarea banului, din inflație, deci, din devalorizarea banului. Eu trag concluzia că ne îndreptăm către un punct în care lucrurile s-ar putea să nu mai crească sau prețurile s-ar putea să nu mai crească. Mulțumesc tare mult, Alexandru. Am două întrebări și vreau două răspunsuri scurte de pe Facebook ca să avem timp să-l luăm și pe Gabriel. Apropo, prelungim un pic după 14. Întreabă cineva, dacă cineva are un apartament pentru care mai are de achitat 20 de ani credit, a achitat deja 10 ani, recomandați vânzarea apartamentului sau închirierea lui? Deci e cu creditul la jumătate. Prețul este foarte sus. Dacă poți să-l vinzi, cred că se obține un preț foarte bun, mai mult decât valorează. Momentul de vânzare nu are legătură cu perioada în care vă aflați cu creditul, ci momentul, dacă vreți să rambursați anticipat creditul, depinde de momentul contactării. Și dacă îl țineți spre închiriere, probabil că chiria încasată, raportată la prețul lui, nu va duce un randament mai mare de 4,5% după ce plătiți taxele. Dar dacă îl vindeți cu acea sumă de bani, o investiție în fonduri de investiții sau pur și simplu în obligațiuni de stat, cele mai sigure și cu efortul minim, veți obține un randament cel puțin la fel de mare. Deci cred că problematica întrebării se referă la costul de oportunitate. Stau blocat cu un apartament și ce fac cu el? Am o valoare acolo. Cât produce? Păi, dacă îl păstrez și îl închiriez, obțin 4,5% cu bătăi de cap, găsește chiria și așa mai departe. Dacă îl vând, am un avantaj pentru că probabil a fost cumpărat mai ieftin, deci marchez un câștig, prețul de vânzare fiind mai mare decât cel de achiziție, iar mai departe, după ce am marcat acel câștig, piața este foarte sus, eu cred că se va stabiliza și urmează scădere, deci marcați acum câștigul, pentru că dacă la anul prețurile scad cu 10%, degeaba a fost anul ăsta scump dacă n-ați vândut. Odată marcați câștigul când piața este foarte sus, vindeți scump și cu banii aceia îi investiți la un randament de cel puțin 10%. Deci este clar că dintre cele două alegeri aș merge pe prima, să-l vând și să împart suma respectivă în investiții. Dar, ca să-mi închid ideea, apropo de momentul contactării creditului, care, vedeți, este o variabilă ce nu face parte din această ecuație, mai degrabă, momentul contactării creditului are legătură cu întrebarea rambursez anticipat sau nu. Și la un credit ipotecar luat deja de 10 ani, să știți că în primii 10 ani din 30 de ani s-a plătit deja jumătate din dobândă. Da, deci, e la 10 din 20. Nu mai are logică să rambursezi anticipat, mai bine economiile respective le investești și vei obține un randament mai mare decât economisirea de dobândă viitoare, că deja dobânda s-a plătit. Ok. Gabriel, e acolo, salutare. Gabriel, te ascultăm și o să prelungim imediat dacă discuția e un pic mai lungă. Gabriel, alo? Salut, te ascultăm. Vă salut. Eu am luat un credit prin prima casă în 2015, în decembrie, și am plătit primele 3 luni rata, am plătit una la 900 de lei. Acum rata îi 1270. Și va mai crește. Ai văzut că așa am început emisiunea, da. Am explicat. Deci, probabil că... Da. Exact, cu 35%, da. Cât spuneam că este creșterea medie, este în cazul dumneavoastră. Adică e apăsător, de la 900-1200, îți face probleme plata acestei rate? Dacă o raportez la cât e chiria în zonă, nu. O să zic că e undeva la 350 de euro, cam așa. Dar raportat la veniturile dumneavoastră, puteți economisi suplimentar peste rată? Da, sigur că da. Adică nu mă afectează atât de mult, oricum. Faceți, stau undeva, practic. Faceți aceste economii, vă recomand, și rambursați anticipat, pentru că orice leu plătit în primii 5 ani ai unui credit ipotecar vă economisește dobândă viitoare de 4 lei. Deci vă înmulțiți economiile de 4 ori, 100% garantat, rambursând anticipat, pentru că sunteți la început cu acest credit. Dar mare atenție, rambursați anticipat prin reducerea perioadei și păstrarea ratei lunare, nu invers. Pentru că așa economisiți cea mai multă dobândă. Mulțumesc pentru sfat, am să încerc. Gabriel, te rog. Da. Vreau să zic că locodnica mea are
are un apartament la Doveta Domnul Severin și dorește să-l vândă și am vrea să ne luăm o casă aici în Timișoara. Facem chestia asta, nu știu. E o idee bună, e o idee rea. Să-ți iei o casă astăzi. Fii atent cum facem. Rămâi în telefon, luăm publicitate. După publicitate dăm răspunsul la această întrebare, una dintre cele pe care, cu care pornisem. Dom'le, e o idee bună să-ți iei o casă astăzi? Da? Hai să facem calculul ăsta împreună cu Iancu Guda. După ora 14 prelungim 10 minute. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Suntem alături de analistul financiar Iancu Guda la această ediție specială de România în direct, unde o să ajungă prețul caselor, ce-i bine să faci acum, să cumperi, să vinzi, cât de greu va pasă ratele astea, sunt întrebări. Gabriel era la telefon și a lansat o întrebare pe care foarte multă lume o are în minte. Dom'le, e bine să cumperi o casă? Cazul lui specific sună așa, vrea să vândă la Drobeta și să cumpere în Timișoara. Ok. Mai multe detalii ca să ne dăm seama cât ar fi diferența preț de vânzare Drobeta minus cost de achiziție Timișoara. Ați făcut niște calcule? Da. Păi apartamentul ar fi undeva la 50.000, cam așa e piață. Și ce vrem să ne luăm o să fie undeva la 150.000. O diferență foarte mare. Da, și e mare. Cel de 150.000, cam ce preț are pe metru pătrat? Adică 1400. E destul de ridicat. La chiriile din Timișoara, valoarea este undeva la 1100. Deci, practic, vă asumați o diferență netă de 100.000 de euro, din care componenta supraevaluată e undeva la 30%. Și dacă o luați pe credit, gândiți-vă că cumpărați ceva supraevaluat cu 30%, prin credit rambursat dublu în 30 de ani. Nu pare o decizie potrivită, financiar vorbind strict. Da. Îmi pare că îți pare rău așa că ți-am spus asta, da? Am zis că ăsta e rostul emisiunii, știi? Da. Nu vrem să descurajăm oameni. O să zici că ai nevoie de casă, nu? Sau că sora ta trebuie să locuiască undeva, știu. Da. Chestia mi s-a părut foarte, foarte ok, pentru că apartamentul meu a crescut foarte mult ca valoare. Am dat, a fost 51.000 pe el și acum e undeva la 65. În 5 ani de zile. Și tu te aștepți ca ceea ce cumpără sora ta să crească de aceeași manieră, nu? De ce nu s-ar întâmpla asta? Nu știu. În mod normal, creșterea prețului la imobiliare, dacă este fundamentată, adică rațională, vine
mână în mână cu creșterea chiriei. Aveți idee acum 5 ani cu cât puteați închiria, oferi spre închiriere acel apartament luat la 50.000 și astăzi, dacă îl oferiți pe închiriere, cât ați încasa? 200 de euro și acum dacă îl oferi 350. Deci dacă ai un activ, în cazul acesta un apartament care produce mai mulți bani, în cazul acesta chirie, care a avut o creștere semnificativă de la 200 la 350, atunci prețul acesta în creștere este justificat. Problema în România, în medie, este că chiriile după pandemie sunt cu 10% mai mici decât erau înainte, că foarte multe lume lucrează de acasă, inclusiv de la părinți din țară și numai eu la compania unde sunt executiv, am cel puțin 10 colegi din 200 care lucrează de la părinți de acasă și nu mai stau în chirie în București și au scăzut cererile în general pe imobiliare. Deci chiria este cu 10% mai mică, dar prețurile au crescut, ceea ce este absolut irațional. Da. Da, mulțumesc. Da, oricum se pare fabulos. Da, prețurile în România sunt foarte mari și acum vin cu următoarea întrebare tot de pe Facebook. Îl întreb pe domnul Iancu Guda dacă prețul la apartamentele vechi va urca sau va scădea. Deci ce se întâmplă în perioada următoare? În mod normal ar trebui să scadă pentru că pentru apartamentele noi, cele tranzacționate sub 140.000 de euro, TVA-ul s-a dus de la 19% la 5%, ceea ce face o concurență și apartamentelor vechi, care chiar dacă nu se vând cu TVA, pentru că sunt la a doua vânzare și bănuiesc că a durat mai mult de 5 ani de la ultima tranzacție, atunci îți face o concurență, pentru că apartamentele noi au un TVA mai competitiv. De asemenea, apartamentele vechi nu fac subiectul presiunii costurilor de construcție mai mari, fiind construite în trecut. Deci, iată două variabile care pe mine mă fac să... Și mai este o a treia, cererea pentru apartamentele vechi este în scădere. Majoritatea care vor să-și cumpere o casă se gândesc la ceva nou, nu la ceva vechi. Și atunci toate acestea mă fac să cred că scăderea pentru apartamentele vechi o să fie prima și mai accentuată decât cea pentru apartamentele noi. Foarte interesant. Radu, salutare, ești la România în direct cu Iancu Guda. Bună ziua, bună ziua, mă auziți? Da, te ascultăm. Alo. Te ascultăm. Bună ziua, aș avea o întrebare pentru domnul Guda. Am pornit mai târziu puțin emisiunea, am prins-o pe doamna de la Cluj și eu sunt tot din Cluj. Când estimează dânsul că ar fi acea plafonare sau chiar scăderea prețurilor? Și aici aș vrea să vă dau exemplul meu. Locuiesc în Cluj, locuiesc de mic în Cluj, într-un bloc vechi de pe vremea lui Ceaușescu, într-un cartier foarte bun al Clujului și urmează, eu sunt căsătorit, aș dori cu soția să ne mutăm în ceva mai măricel și poate cu un pic de grădină. Și urmăresc piața destul de atent. Vreau să-mi cumpăr ceva gen duplex sau un apartament mai mare. Cea mai mică ofertă de duplex în jurul Clujului, nu în Cluj, la 120-130 de metri pătrați utili, cu puțină grădină, fără garaj, nu am primit sub 240.000 de euro. Și aici mie mi se pare că constructorii, în special cei din Cluj, fac un exces de zel. Orice criză care vine, că e pandemie, că e acum războiul, pentru că categoric au crescut prețul transportului, prețul producției, că crește combustibilul, pentru ei e oportunitate să crească foarte disproporționat prețurile. Poate și eu nu pot să-mi dau seama când se va opri treaba aceasta, pentru că de la criza din 2008 niciodată nu au scăzut prețul sau nici măcar nu s-au plafonat. Aveți dreptate, reacția este disproporționată. Iancu Guda aici, mulțumesc pentru telefon și pentru întrebare. Eu vă mulțumesc. În primul rând, cum să aveți o discuție transparentă și să nu fie o reacție disproporționată? Căutați pe Google cuiul, codul unic de identificare al companiei, da. Și urmat de raport de credit. O să vedeți diverse platforme, vă alegeți ce doriți, puteți descărca contul de profit și pierdere. Și arătați-le cifrele. Cu mențiunea, dumneavoastră spuneți că nu puteți să scădeți prețul sau l-ați crescut atât de mult pentru că ați avut costuri mai mari. Și uitați-vă la proporționalitate. Uitați-vă în ultimii 2-3 ani
cât de mult le-au crescut costurile și o să vedeți o linie în contul de profit și pierdere, costul cu mărfuri și materie primă, și apoi o să vedeți cifra de afaceri. Și l-ați prins cu minciuna, cum s-ar spune. Probabil să vă, că o să vă privească în ochi cu tupeu și o să vă spună, bine, și care e problema? Să vină următorul. Dar din perspectiva dumneavoastră, v-ați făcut temele, cum s-ar spune, nu v-ați dus la discuție pe generalități, pe principii, ci pe date. Unde apasă presiunea este faptul că Radu își dorește o casă. E mai binele lui, e bunăstarea lui. De fapt, cu asta e o luptă emoțională. Da, dar asta nu înseamnă că cumpărăm la orice preț, doar că ne dorim. Și Radu cred că pune problema corect, doar că situația nefericită este că majoritatea, din păcate, nu își pun aceste probleme, cumpără, și prețurile s-au dus la un nivel exagerat de sus, chiar mai mare decât în 2008, exprimate în euro, deși un euro în 2008 era 3, în 2007 era 3,3, acum este 5, iar creșterea salariilor nu acoperă creșterea euro. Deci, ca putere de cumpărare a 1 euro, este mai scump acum și chiar însuși prețul este mai mare în euro. Deci sunt prețuri nejustificate. Așa că alegerea în această situație este să rămâneți rațional, să aveți răbdare și să intrați, să interveniți, să cumpărați în momentul în care prețul din piață reflectă sau este mai aproape, această supraevaluare nu este atât de mare. Și mă întrebați când cred eu că se va întâmpla acest moment. Este greu de spus, pentru că aici sunt mulți factori, dar având în vedere creșterea atât de mare a dobânzilor, faptul că IT-știi se redistribuie la nivel național și vedem foarte multe centre și companii, și am vorbit cu mai multe companii care și-au deschis birouri și în Iași, și în Cluj, și în Brașov, Sibiu, Timișoara și Constanța, cred că anul acesta, cel târziu, anul următor, ar trebui să vedem o temperare și chiar o scădere a acestor prețuri. Mulțumesc tare mult, Radu! Da, trebuie să mai luăm un telefon, ultimul de astăzi, dar promit că Iancu Guda se întoarce cu acceptul său. E foarte interesantă discuția noastră și cu răspunsuri concrete. Mihai, salutare! Ești la România în direct. În ce situație ești? Salutare, salutare! Eu sunt, ce vreau să vă spun, în situația în care și construiesc o casă, dar și vând un alt imobil o garsonieră, tocmai pentru a construi casă. Am putut să fac o diferență între 2010, când am construit o altă casă, unde costul la un parter cu etaj mansardat de 115 metri m-a dus să ridica, să zic așa, la gri, la 35-40 de mii de euro. Acum, aceea suprafață, într-adevăr, o mică diferență, e un parter cu pod, m-a dus 60 de mii de euro, construită de mine, cumva regie proprie. Acum, apropo de creșterea prețurilor, ați discutat de creșterea prețurilor. Eu unul nu cred că vor scădea, chiar dacă acum va fi o perioadă în care lumea stă, așteaptă, nu știe ce să facă, vine criza, nu vine criza, sau a venit criza, nu știu, nu mă pricep foarte bine la partea asta, nu știu, economică, dar cel puțin în domeniul imobiliar, cred că odată stagnat, acum, chiar dacă s-au mărit prețurile, pe viitor, descăzut nu vor scade. Adică pentru că știți cum e. Acum volum mic, lumea așteaptă, după care trecem de la o extremă la alta. Avem nevoie. Ce adică tu spui că în momentul ăsta și cererea e scăzută. Cererea, da, a scăzut. A scăzut. Eu văd că am de vânzare. Asta vreau să fac, să vând un imobil. Ok, este o garsonieră. Dacă acum, nu știu, să zic că am prin februarie, sunau, se interesau, am văzut și la altcineva, oarecum fac parte din domeniul imobiliar, lucrez în domeniul imobiliar. E, acum, dacă primești un telefon, două pe săptămână maxim și asta așa, nu știu, la nivel informativ. Știi ce se întâmplă? Ian Cugud aici, îmi permis să intervin. Salut, da. Salutare! Prețul e determinat de cerere și ofertă. Nu reflectă neapărat valoarea și de multe ori în România, pentru că nu e educație financiară, n-a avut legătură cu valoarea. Dar când cererea scade și oferta, vedem cifrele care ne arată că numărul de apartamente finalizate date spre folosință este pe creștere. Deci avem plus la ofertă, avem minus la cerere și avem o marjă bună de profit. Chiar dacă costurile au crescut, dacă ne uităm în medie, chiar și pe cazul dumneavoastră, se construiește la un nivel de până în 1000 de euro metru pătrat,
ca și cost, iar prețul de vânzare la apartamente în marile orașe depășește 2000. Deci există spațiu de unde să se facă aceste ajustări, aceste corecții, aceste scăderi de preț, pentru că dacă cererea scade, oferta crește, dar marja de profit e foarte mică și să vrea să facă discount dezvoltatorii, nu pot că n-au de unde, dar acum au de în condițiile unde? În care prețul e de două ori cât costul, cred dar că am, există. Am o curiozitate, Mihai, cât, la cât dai, domnule, garsoniera aia, cât găsim noi acum pe loc? Garsoniera, într-adevăr, am pus-o undeva la 50.000 de euro, 39 de metri pătrați, orientându-mă și în funcție de ce am văzut în zona, ca și anunțuri. Văzutem și mai scumpe și mai, cred că în funcție și de amenajare și așa mai departe. Dar, cu cât se închiriază, de curiozitate, dacă ați oferit-o sau dacă știți prețul zonei? Am avut o închiriată la 250 de euro. 250 de euro brut, adică din care scădeți taxe, nu? Da, da, da. 250 ori 12 luni 3.000, ori 15 ani 45, ori 0,8, valoarea e cam 36.000. Dacă scoateți 51, e foarte bine. Păi o dă cu 50, cum se zoată 51? Sau păi să acoperi și costurile de la notar. 51. Uite, ți-am dat un sfat, dar ai văzut cât de mare e diferența. Sigur că tu o să vinzi la prețul pe care piața... Vânzătorul întotdeauna se uită la valoarea de piață. Da. Ea reflectă transacțiile recente sau cât se cere, dar cumpărătorul ar trebui să se uite și la valoarea investițională. Am învățat foarte multe lucruri astăzi. Mulțumesc, Mihai. Iancu Guda ne-a făcut calculele, ne-a arătat. Sigur că astea sunt calcule și noi, în calitate de cumpărători în momentul ăsta, ne uităm la valoare. Cine vinde, în mod evident că o să spună, domnule, stați un pic, că peste tot să vinde mai scump. Închid cu această idee. Un credit pe 30 de ani sau bani pe care iei și ai muncit mult timp pentru ei, sunt decizii să cumperi acum, sunt decizii cu efecte pe termen lung. Dacă vreți să cumpărați, căutați, dacă cumpărați casa pe care vă o permiteți, nu vă supraîndatorați și la prețul corect, și am detaliat în intervenția de astăzi cum se fac calculele, mergeți înainte. Dacă nu, vă recomand să mai așteptați, pentru că fie veți lua un credit pe 30 de ani pentru care veți plăti dublu, fie veți sacrifica niște economii pentru care ați muncit foarte mulți ani și e păcat, pentru că alternativ le puteți investi la un randament bun, adică tot explic cum putem face investiții cu randament 10% și acele economii nu stau. Nu-i țineți în depozite, că pierdeți din cauza inflației. Iancu Guda, analist financiar, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu și revin cu mare drag oricând se poate. Îl vedeți diseară la televizor, înainte de ora 20. Acum am modificat puțin din cauza breaking news-urilor cu invazia Rusiei în Ucraina. Emisiunea Banii Mișcare se difuzează la 14.30, 17.30 și 22.30 față de ora inițială 20.30. Mulțumesc tare mult pentru prezență. România în direct se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.